Hei, hei, hei! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube, numele meu este Larisa și începem un daily vlog. Am multe noutăți să-ți arăt, după cum vine vezi, sunt pe canapea și se vede ceva în spatele meu. Dar înainte de asta vreau să-ți spun că am eșuat complet, am crezut că o să pot să fac vlogtober luna aceasta, videoul acela de un minut pe YouTube, însă nu, deci nu s-au adunat atât de multe și alerg ca și o găină fără cap, încât nu am avut cum să... Deci nu, îmi pare rău, îmi cer scuze dacă... De fapt, nu, dacă că am promis, îmi cer scuze că nu m-am ținut de cuvânt, dar nu am putut. Mi-am dat seama că dacă forțez nota, se adună și mai multe chestii de făcut pentru mine și pe urmă o să clachez când vine vorba de vlogmas. Și am zis, ok, îmi pare rău, am făcut jumătate, cred că am făcut 14 și pe urmă am renunțat. Da, cam asta e, îmi cer scuze, îmi pare rău, nu-mi place să dezamăgesc, dar asta este. N-am mai avut cum timp și nu sunt suficiente ore într-o zi. Însă am unele noutăți. În primul rând, ochiul meu. Ieri m-am lovit la ochi, mi-a sărit ceva în ochi și nu știu, sper să în câteva zile să treacă, să mi se vindece. Mă gândesc că e o rană, ca și orice altă rană, sper să vindece dacă nu trebuie să merg la doctor să văd care e treaba, dar sper să se vindece, că așa să am un ochi roșu nu prea e bine. Primul rând m-am gândit, aoleu, gata, rămân oarbă, mi-am pierdut ochiul și așa mai departe, dar nu. Nu cred că e cazul, adică văd normal, nu am durere, totul se comportă normal, doar că e roșu în partea asta și mă gândesc, poate totuși se vindecă ca și orice rană care avem atunci când e proaspătă, e roșie și cu timpul se vindecă. Nu știu nimic despre ochi. Dar, da, hai să încep să-ți arăt schimbările pe care le-am făcut din weekend. Cred că am început și am făcut unele chestii care erau pe lista mea de mult timp și am reușit. Asta din, am pus tablourile pe perete aici, în spatele canapelei. M-am tot gândit, am tot adunat tablouri tot anul, le-am tot sucit, le-am tot schimbat ramele, le-am făcut toate și mai am un perete care ieri l-am terminat. Am pus chiar și tapet de una singură. Am un domn meșter care mă mai ajută la chestiile astea prin casă și data trecută când a fost... Scuze, mi-a sunat telefonul. Data trecută când a fost și mi-am pus oglinda în dormitor, i-am zis că aș vrea să pun tapet și l-am întrebat dacă a pus vreodată tapet și a zis că nu a pus niciodată tapet. Mi s-a părut ciudat. Și i-am zis, ok, dar eu am comandat tapetul ăsta, aștept să ajungă, poți să mi-l pui pe aici, pe un perete. Și a zis că, da, pot să fac asta. Și a ajuns tapetul, i-am trimis mesaj și a zis, mi-a răspuns după câteva zile că vine abia luni. A zis că n-am răbdare până luni, așa că m-am uitat la câteva videouri pe YouTube, m-am dus până la magazinul de bricolaje, mi-am luat ce aveam nevoie și gata, rămâne istorie, în istorie că am pus tapet. Da, m-am pus ieri, n-a luat foarte mult, bine, nici nu e un perete mare deloc, doar că n-a fost așa puțin provocator, dar am reușit de una singură și l-am pus. Și nici nu cred că am făcut greșeli. Așa că hai să întorc camera și să te arăt toate schimbările. Ta-ra-ra-da! Și asta este sufrageria. La un moment dat o să schimb și canapeaua, însă nu anul acesta, nu știu nici dacă anul viitor. E pe listă, însă până atunci ne putem bucura de artă frumoasă. Cam asta e treaba. Turnul Eiffel o să dispară de acolo, pentru că ăla e locul pentru pomul de Crăciun. O să-l pun la un moment dat în cameră la Johnny, însă nu acum. Nu știu, trebuie să fac puțină ordine acolo, poate și văruie și pe urmă o să-l mut, așa că, să știi, turnul Eiffel nu e parte din decor neapărat. Dar, astea sunt tablourile. Asta e pictat de străbunica lui John. Nu e semnat de ea, însă e pictat de ea. O avem de foarte mulți ani. Ne place foarte mult acest tablou. Tot timpul mi-a zis John, arată ca și un sat din România. Parcă a prezis viitorul străbunica lui. Și, într-adevăr, chiar arată ca un sat din România. Ar putea fi orice sătuc. Așa, pe urmă, asta este făcută de către fata verișoarelui lui tata și verișorului lui tata și e,
inspirată după o poză din satul natal a tatălui și unde au trăit bunicii mei în Cluj. Pe urmă, ăsta este un tablou mic pe care l-am găsit la Goodwill, dar este original și mi-a plăcut, așa, nu știu, merge cu albastru de aici. Pe urmă, ăsta l-am cumpărat recent de la târg de vechituri. Mi-a plăcut, cred că e Parisul, dar poate fi chiar și Bucureștiul, m-am gândit eu, nu știu. Îmi place, e foarte frumos. Pe urmă, ăsta este din Timișoara, l-am cumpărat din Timișoara, e făcut de un artist. Cred că l-am cumpărat din mall, dacă țin minte. Și asta este o pictură originală pe care am primit-o de la o urmăritoare și este după Castelul Peleș din România. Castelul Peleș este unde am fost la prima excursie cu John. Da. Și e un loc foarte drag nou și cred că arată extraordinar de bine acest tablou. Da, cam asta e. Asta e veioza pe care am făcut-o recent și asta este o masă pe care am găsit-o la un magazin second hand în ăla din Livingston, din Montana și am vopsit-o albastră pentru că culoarea era foarte închisă și nu mi-a plăcut și am zis pentru ceva provizoriu, că nu vreau să cumpăr o măsuță nouă până nu schimb canapeaua, am zis pentru ceva provizoriu arată foarte bine și cam asta e marea schimbare din living. Asta era pe lista mea de dorințe pe anul acesta, să pun în sfârșit galeria asta pe perete și am făcut-o. Iar a doua schimbare, ta-da-da-da, ce zici? Tapet pus de mine. Aici, în partea asta, este biroul lui John și tot timpul este foarte mare dezastru acolo, din cauza asta nici nu ți-l arăt. Și ca să iau ochii de la aia, am făcut un perete de accent și anume am pus acest tapet albastru, pentru că chestiile celelalte sunt cu albastru în casă și am zis să nu fie cu flori, să nu fie prea multe flori. Am găsit tapetul ăsta la Antropologie cu păsări și cred că arată foarte bine cu toate florile, parcă, nu știu, face parte din peisaj, cred eu. Da, sunt foarte, foarte încântată de el și băieților le-a plăcut. A, și ca să vezi, nu e dintr-o bucată, e din două. Vezi, dacă vii foarte atent, aici vezi, am unit tapetul. Cred că am făcut o treabă destul de bună pentru, datorită faptului că n-am pus în viața mea tapet și m-am uitat doar la 2-3 videouri pe YouTube. Așa că când am făcut găurile pentru tablouri, am încercat să fac, de fapt, nu doar că am încercat, chiar am făcut găurile doar în partea albă, ca în cazul dacă vreau să le mut vreodată, să pot să acopăr doar partea albă, să nu fie parte din desen, cu toate că încă mai am tapet. Da, cam asta e. Sunt frumoase, nu? Ce zici? Ar mai merge, cred că, un tablou dreptunghiular aici, dar nu știu, nu știu dacă vreau să încarc, dar parcă ar merge unul așa, aici, cu flori. Dar nu mă grăbesc, sunt mulțumită de rezultat. Dacă te întreb ce am făcut astăzi, pe lângă munca la birou, am făcut cake pops. Ce sunt cake pops? Sunt niște bile care sunt făcute din tort și cu cremă în interior. Deci mănânci tortul, cum ar veni, într-o bilă din asta. Și Jenny are un eveniment la școală mâine și m-am oferit să le fac. Nu știu de ce. Am timp, dar m-am oferit. Are un eveniment și nu prea sunt voluntare, așa că mi s-a făcut milă de școală. M-am oferit eu voluntară și am făcut 36 de cake pops și ziceasă că să fie homemade, dar eu le-am făcut vegane. Nu sunt sănătoase, că doar sănătoase. Au zahăr și unt vegan pentru că cu cât vinde mai multe școala, cu atât fac mai mulți bani și na. Am pus aici într-o cutie, înțeles imediat, am pus prea multe. Trebuie să fie câte 12. Deschidem. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Și cum avem 2, 4, 6, mai punem 2, 4, 6. Perfect. Unele sunt mari. Așa. Și
am zis să încercăm una împreună. Joli a mers la o prietenă, l-am luat de la școală și l-am dus la o prietenă și am luat două cu mine și l-am lăsat acolo să mănânce și la desert. Așa arată, câteva le-am făcut cu zahăr, pe deasupra zahărul ăsta colorat și unele dintre ele am avut o ciocolată vegană de la DM, cred că am primit-o de la voi cu quinoa, cred că era, și am rămas fără ciocolată și aveam nevoie de ciocolată și îmi las gura apă. Până la urmă am topit-o și pe aia și am făcut și uite și tu cum arată cu quinoa. Asta aici zici că e un din ăla, un Raffaello din ăla, nu Raffaello, Ferrero Rocher. Așa că hai să mâncăm acest tort. Am făcut blaturi de tort care l-am lăsat să răcească și pe urmă am făcut un, o cremă după o rețetă. O să-ți las rețeta în descriere. O cremă din, din unt vegan și cu zahăr pudră. Și cu esență de vanilie. Așa, hai să... Și am amestecat tortul ăla, platul, cu crema. Și pe urmă am făcut bilele astea și l-am învelit în ciocolată. E foarte bun. Gata. Super bun. Da, singura cerință era să fie de casă și le-am făcut de casă, dar cum am zis, le-am făcut vegane pentru că eram curioasă să le încerc și eu și nu am vrut să cumpăr ouă și în astea doar pe mine. Și hai să vedem. Am mai am 12 aici sau nu? 2, 4, 6, deci fii atent, că am mâncat-o pe aia, și am doar 11 aici, asta este. Nu știu de ce am crezut că am 3 în plus, sper că avem doar 2. Ok, asta este. 2, 4, 6. Asta este. Ok, hai să întorc camera să ți le arăt. Cum am mâncat eu una. Dar nu putea să o las să nu încerc cu voi, nu? Și așa arată. Am pus aici 11 în loc de 12. Și așa se vede 12 în astelalte. Așa arată. Și o să le vândă mâine la școală să facă bani. Da. Am mâncat una. Asta este, o să scriu pe cutia aia, că sunt doar 11. Hey, este a doua zi. Am dormit extraordinar de bine aseară. Oh, ce bine e când dormi foarte bine, nu știu. Nu știu care a fost treaba. Am avut mai mult timp să fac chestii prin casă. Băieții, John s-a dus să le ia pe Johnny, care era la o prietenă. Și atunci am reușit să fac ordine și disciplină în casă și m-am culcat așa. Ok. Vasele sunt la spălat, toate sunt la locul lor, totul e bine. Și m-am spălat și pe cap, mi-am făcut și părul și astăzi m-am decis că o să am o zi foarte bună. De aseară am zis, gata, azi e o zi bună, dar cred că și faptul că am dormit mă ajută. Și vreau să-ți arăt, înainte de să-ți arăt rețeta, ochiul meu arată mai bine deja și cred că teoria mea acum că se vindecă rana funcționează. Da, e mai bine. Vreau să arăt cum fac clătitele americane în ultima perioadă. Sunt obsedată cu dovleci. Deci cumpăr seser. Dacă îmi mări holurile, ai văzut că cumpăr 3-4 din ăștia pe săptămână și coc în weekend și pe urmă fie îi păstrez deja copți și tăiați pe jumătate în frigider, fie scopesc interiorul și pun într-o din asta. Și folosesc la toate. Am făcut și cu ovăz, dar Johnny, nu, a zis că nu. Nu-i place. Oricum și ăștia, nu e mare fan. Zice, duvleacul nu ar trebui mami să fie și în, în toată mâncarea. Doar că mami trece acum printr-o perioadă în care ieri la prânz, de exemplu, mi-am clin niște ceapă cu niște tofu și stai că trecem așa de gunoi.
a zis ciuperci, ceapă și tofu și am pus niște condimente pe ele și pe urmă mi-am luat un bol, am pus din ăsta dovleac, am pus ciupercile alea cu tofu și am adăugat niște, eu zic arugula, dar e rucola, cu niște oțet balsamic deasupra și a fost 10 din 10. Da, obsesia mea. Așa că hai să arăt cum fac aceste clătite americane. Cred că o să mai treacă multe mașini, că este vineri, site gunoi. Și adaug aici, scot doar pentru mine. Cam mult, dar asta este. Deci am pus semințe de in acolo cu apă fierbinte și acum adăugat două linguri de dovleac. În loc de sos de mere sau, nu știu, adică dovleacul ăsta, știam că ar trebui să fie mai bun decât ăla de, din, pe care îl cumperi în, în conservă, dar este de un milion mai bun decât ăla. Și adaug 3 linguri mari cu făină. Aș face de ovăz, doar că ar trebui să macin ovăzul și vieți încă dorm, dar fi faptul că este 5 dimineața, 6, hai că e aproape 6, e 5.54 și adaug puțină, cum zice, pasta din asta de vanilie. De obicei am una care e, asta cred că are și zahăr, dar am una care e doar pudra de vanilie, însă am cumpărat-o pe asta pentru a face ieri cake papurile alea și am zis acum să o folosesc dacă tot o am deschisă, nu mă ocupă, altfel uit de ea și cealaltă îmi place mult mai mult și o să folosesc numai pe aia și o țin numai deschisă acolo, așa că mai bine o folosesc și am terminat, chiar dacă îmi place cealaltă mai mult. După ce e asta gata, pot să folosesc pe cealaltă. Și pun, eu pun un lapte de, de soia. Nu adaug niciun îndulcitor, pentru că oricum îmi pun sirop de arțar deasupra și așa mai bine îndulcesc la final cu sirop de arțar când e ca să toată treaba. Și cam asta e situația. Nu am măsurători. O să, la un moment dat, o să măsor cantitățile. Ok. Astăzi o să am o zi bună. Chiar dacă am vărsat pe jos. O să măsur la un moment dat cantitățile și o să fac o rețetă oficială. Dar până atunci ne bucurăm de asta, nu? Așa, și amestec toată treaba asta. Dacă experimentezi așa în bucătărie, atunci poți să încerci așa. Dacă vrei cantități, sper că am maxim 2 săptămâni să fac și cantitățile. Și asta e. Mă pun acum să încălzesc tigaia. Și o să îți arăt produsul final. Așa arată rezultatul final. O să pun niște sirop de arțar pe ele și o să le mănânc. Nu sunt dulci deloc. Dacă îți place mâncarea dulce și nu-ți place siropul de arțar, poți să pui fie zahăr pudră pe ele la final sau să adaugi zahăr în compoziție, dar miroase a toamnă. Nu știu, gustul de dovleac cu sirop de arțar este mai mult decât 10 din 10. Și am pus să mănânc micul dejun și să-mi beau ceaiul. Fața cuiva care a petrecut toată ziua la școală, la ceaiul, nu chiar toată ziua, a fost de dimineață și pe urmă am ajutat pe profesoară și pe urmă m-am întors acasă, am lucrat și pe urmă m-am dus că au avut eveniment la școală și sunt ruptă. Am crezut că stăm până pe la 4, dar am plecat la 6 de acolo. Încerc să fac ceva rapid la cină, dar mi-a venit un colet, că dacă tot fac curățenie în dulap, nu? Nu, dar asta am comandat înainte să fac curățenie. Este de la Boden și sper să fie bună, că frumoasă cred că o să fie. Așa vine împachetat. Îmi place foarte mult brandul ăsta, britanic. Hai să deschidem împreună! Vai! Vai, 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 ce frumusețe! Încă mai am aici
Încă mai am câteva chestii de vânzare din gen sau cam dat, nu mai am foarte multe. Astăzi am văzut și ceva haine, trebuie să le împachetez și nu am postat toate hainele încă, dar da, cam asta e situația. Alea sunt cele postate, astea sunt cele nepostate la haine. Hai să încercăm minunăția asta! Trebuie să desfac ăștia. Am apus să-i desfac nasturii. Am luat o mărime mai mare, pentru că niciodată nu știu sigur ce mărime, dar vreau să fie cu brochii, doar că cred că dacă aș fi luat o mărime mai mică, mi-ar fi fost curt la mâneci. Se simte foarte bine materialul. Dacă pot să scot astea, toți nasturii sunt așa, aurii, superbi. N-am vrut să-i desfac pe toți până n-am fost sigură. Adică e mai largă aici, dar mă gândesc că iarna oricum nu-l port cu tricou, o să port cu o bluză ceva. Și interiorul este cu mapa, cu străzile, cu harta, cu străzile din Londra. Cred că sunt din Londra, da. Oxford Road. Cred că astea sunt străzi din Londra. Dacă nu, de undeva din Anglia. Deci îmi place la nebunie, ai găsit. Ai văzut ceva mai, nu știu, The Nutcracker, spărgătorul de nuci, crăciunesc, crăciunistic, nu știu, e superb, e din catifia, îmi place și interiorul, și arată în spate, e burgundiu, acum cum se poartă asta, e delicios. Dar, nu știu, n-am avut cum să rezist în fața ăstuia. E Crăciunul pe pâine. Și da, știu că am făcut curățenie acum și că, de ce îmi cumpăr alte haine? Vreau să spun că Hill House, Hunter Bell și Mila Mila, toate brandurile mele favorite, au colecții noi, de care nu m-am atins. Însă, șacheta asta nu am putut. Este atât de timeless și de frumoasă, încât nu aveam cum să îi rezist. Deci o ador. Dacă mai este în stoc, o să las link în descriere, pentru că îmi place foarte mult și cred că o să-ți placă și ție. Eu mi-am luat măsura, cred că 6 americană, pentru că am vrut să-mi fie lungă la mâneci și să-mi fie bună să pot să port și cu pullover pe dedesubt, dar să pot să port și cu tricou. Dacă aș fi luat o mărime mai mică, mi-ar fi fost încă bună, că încă e lărguța aici, jos, dar n-aș putea să o port cu pulovere iarna. Da. Pun să fac ceva repede de mâncare, să mâncăm și până mergem până la Target, pentru că Johnny trebuie să returneze ceva și să... Nu uitam, vai, da, uite ce detalii frumoase. Și ăsta e un elastic care merge foarte ușor peste. Deci e... Zici că e un tort. N-am cuvinte. Kate Spade lansează o colecție de iarnă, aia de Crăciun, și au un spărgător de nuci, o geantă în formă de spărgător de nuci, pe care nu o să mi-o cumpăr, dar există și e exact culoarea asta, ca să știi. Da, dar nu o să mi-o iau, mi-am luat doar sacoul. Am venit la Target să ne luăm mașința lui Johnny și să vedem dacă a băgat colecția de Crăciun. Sunt tare curioasă. Să vedem ce au. Look at this! Cât sunt ăștia? $3. Da. Sclipiciune. E din plastic. Făcut și ăsta tot $3. Ce? Nu. Sclipiciuni. Uite, și om de zăpadă. Dar s-a făcut din poliest... Din aia... Cum îi zice? Nu știu. Spumă din aia. Da. Asta e secțiunea ieftină.
Și astea sunt $3. Așa. Da, interesant. Hai să mergem să luăm ce pentru ce am venit. Singura decorație de Crăciun sunt aceste clopoțele. Așa. Și asta. Și asta. No, that's not a box. That's not a box. Ce faine sunt astea. Uite, știi ce fain vintage așa. Ornamente cu timbre. Cât costă? $15. Sunt atât de obosită. Oh. Eu nu știu cum o să fac tu și o să mă demachez. Da, ideea este că am fost la Target pentru că Juni și-a cumpărat o mașină cu telecomandă acum câteva zile de la Target. De fapt, a cumpărat un weekend și după două zile s-a stricat. Și am zis că ok. Nu mai aveam cutia, am aruncat-o, să-i cumpărăm încă una, la fel, și o returnăm pe asta veche în cutia nouă. Pentru că, pe bune, acum, o jucărie de $25 să țină două zile, e ridicolă situația. De obicei nu fac chestii în astea, dar câteodată, așa îți vine, plătești $25 pe ea și nu e că Johnny e, le aruncă, le nu știu ce. E o mașină cu telecomandă cu care s-a jucat prin casă, adică nu s-a jucat cu ea afară, nimica. Și ne-am dus la două targeturi și nu le avea, cu toate că online zicea că sunt în stoc. Așa că am comandat una online și așteptăm să vină aia și atunci o să returnăm. N-au băgat colecția, adică au băgat ceva parte din colecția de Crăciun la Target, dar nu foarte mult. Și m-am uitat la câteva chestii. Și ca niciodată, cred că o să țin vlogul ăsta deschis și mâine, cu toate că mâine ar trebui să-l postez, însă, sincer, sunt mult prea obosită ca să-l editez, recunosc. Deci nu, astăzi a fost o zi în care nu am făcut nimic, dar totuși am făcut multe. Am fost mult prea stimulată de petrecerea asta de la Johnny de la școală, pentru că era muzică, erau copii, 300 de copii alergând și vorbind și așa mai departe, plus părinții, a fost mult prea mult pentru creierul meu. 4 ore acolo, 3-4 ore acolo m-au terminat din toate punctele de vedere și social, să socializez cu toată lumea și a fost mult prea mult, mult prea mult. Da, are Johnny un prieten la școală și are o soră și sincer m-a jucat cu ea mică cel mai mult pentru că pentru mine a fost mult prea stimulant.
Dar Johnny s-a simțit foarte bine, s-a jucat și i-a plăcut, așa că asta este. Da, așa că o să țin vlogul deschis și mâine și îl public duminică. Deci am început vlogul prin am cere scuze pentru unele chestii și o dau în bară cu altele, dar chiar sunt foarte obosită și mă gândeam în Target, că am mers doar la un Target și am zis ok, venim înapoi după jumătate de oră, o să am jumătate de oră la dispoziție, poate reușesc să-l editez în jumătate de oră, după care m-am gândit, lasă că mă trezesc dimineața la 5 și-l editez, dar sincer nu cred că pot. Așa că ne vedem mâine. Neața, mergem la poștă pentru că am două colete de ieri, două vânzări de ieri de pe Poshmark pe care vreau să le duc la piață. La poștă și pe urmă o să merg până la Target pentru că mi-au trimis mail că au mașina respectivă până la urmă și doar o ridic de la ei și pe urmă vreau să vin acasă să fac prânzul și să listez restul de haine pe care le am ca să fiu gata cu listatul. Cred că asta e cea mai bună strategie că nu se vândă dacă le țin acolo. Și da, cam asta e planul pe acum dimineața. Ah, am făcut câte ceva astăzi, dar nu foarte multe. Însă mă pregătesc, uite, de banală din spatele meu. Mă pregătesc să merg la un baby shower. Mă duc doar eu pentru că Johnny are un prieten în vizită și oricum n-am găsit o dodacă pentru Johnny, așa că mă duc doar eu și asta este ținuta. E un baby shower pentru un băiețel, așa că am luat rochia asta care e de la Target de acum ceva ani și balerinii de la Chanel și un plic care să iasă puțin în evidență rochia și cam asta este outfitul. Merg la baby shower. M-am ascuns, nu știu dacă mă auzi. Vreau să spun că ochiul o duce mult mai bine. Am avut dreptate că se vindecă rana aia și că nu mai e la fel de roșu, ceea ce e bine. Am fost la baby shower. E în zona asta în care locuiesc eu, așa că am mers pe jos. A fost foarte frumos. Doar că mă așteptam să țină mai puțin. Invitația era de la 3 la 5. Și am plecat la 5 pentru că Johnny are un prieten la noi în vizită care stă la noi în seara asta și trebuia să fac cina. Și abia atunci se așezau să mănânce, așa că am plecat mai devreme. Pe urmă am venit acasă, am făcut cina pentru ei, am mâncat puțin la baby shower, așa că nu mi-a fost foame. Și pe urmă m-am dus la Target să returnez mașina vieții, că parcă vlogul ăsta a fost numai despre mașina aia de la Target. Dar partea interesantă e că am cumpărat-o din magazin și era $25 și pe urmă am comandat-o din magazin, să o ridic din magazin, nu să mă duc eu personal să o cumpăr și atunci a fost $20, deci foarte ciudat. Am returnat-o pe aia cu 25, că ce rost are să o returnez pe aia cu 20, dar da, nu știu ce s-a întâmplat cu prețurile acolo. Am mai zis chestia asta, că să verifici prețurile online, că atunci sunt mai mici, nu știu. Și normal, în magazin ar trebui să-ți dea prețul din online dacă le atragi atenția și le arăți, dar cine are timp? Că de-aia te duci în magazin să le cumperi pe toate și să termin cu ele, nu să mă pun să verific unde e prețul, care, cum e prețul, dar în fine. Am returnat mașina și aia pe care am luat-o, funcționează, domnule, funcționează. Încă o chestie să-ți mai spun înainte să închei vlogul, este că am primit multe întrebări despre geanta de la Onocan și de ce o vând, de fapt am vândut-o. Este nu pentru că nu-mi place sau calitatea nu e bună, e pentru că e o geantă tipul acela, Eva, e mai mult de purtat pe umăr și nu poștaș, crossbody. Iar eu sunt genul de persoană care îmi place să le port așa, crossbody. Și pentru că sunt și înaltă, arată, se termina chiar sub sân și nu arăta foarte bine, adică nu arăta perfect. Dacă aș fi o persoană care ar avea doar 5 genți, aș păstra-o, pentru că calitatea e acolo, e frumoasă, e făcută în România și așa mai departe. Așa că am ales să mă despart de ea ca să, oricum, am suficient de multe genți negre și vreau să le port pe alea și care știu că după care întind mâna și care le iau și le port. Așa că nu avea rost să țin pe aia doar așa. Dacă breteaua
ar fi fost mai lungă, ar fi fost perfect. Dar cred că pentru o persoană de înălțime normală e ok. E doar eu care am 1,79 m. Dar da, asta e ca să răspund întrebărilor. Cam ăsta e vlogul. Îmi pare rău că l-am postat mai târziu, cu o zi, însă, sincer, mă simt mult mai bine decât aseară. Nu sunt la fel de obosită. Da, chestia asta cu mersul la târgul ăla pentru Johnny la școală a fost mult prea, mult prea mult pentru creierul meu. Felul acesta a fost mai bine. Cred că mai am doar două genți de la Kate Spade de vândut. Am astea vechi, care încerc să le dau și e mai greu. Cred că o să încerc să le duc la un magazin ăsta second hand. Din haine, cred că am vândut vreo 2-3, nu foarte multe, și deja încerc să-mi pierd răbdarea la făcut poze. O să mai fac poze la câteva care sunt mai de Doamne ajută, sau care cred că am șanse să le vând, și restul cred că o să le duc la un magazin ăsta second hand să văd dacă pot să le vând acolo. Și cam asta este. Cred că am primit și două comenzi de la două românce din Statele Unite. Vă mulțumesc dacă vă uitați. Una dintre ele știu sigur că mi-a trimis mesaj că sora ei a vrut să... I-a trimis mesajul meu să cumpere geanta respectivă, geanta laptop pentru ea, așa că te salut și sper să intri în posesia ei în curând și să te bucuri de ea. Pe urmă mai am niște genți pe care le păstrez aici pentru când vin în România pentru alte fete. Așa că cam asta este vlogul. Vă mulțumesc pentru comenzi. Mă bucur, cel mai mult mă bucur când gențile ajung la voi, pentru că știu că o să fie apreciate. Te-am pupat, ne vedem marți, nu uita să te abonezi și ne vedem marți. Ne vedem marți? Ți-am zis că ne vedem marți? Ne vedem marți. Nu uita să ne vedem marți. Nu știu ce să filmez pentru marți, dar marți ne vedem. M-am făcut înțeleasă? Ai înțeles? Ne vedem marți. Ceau, gata, că sunt prea odihnită astăzi.